Pariul următor, 50 de milioane, bani în jos, dacă îl descoperiți pe cel care spune adevărul. Pentru început, de ce vorbește, nu, de ce vorbește numai cu băieții? Pentru că el e convins că noi vom câștiga de data aceasta. Hai cu invitații pentru început, lăsați camerele, fiți atenți la invitați. Pariul următor, 2012 plus 1, noaptea pariurilor la Antena 1. Ia uitați-vă la oamenii care coboară acum, am să vă povestesc despre ei în câteva secunde. Lăsați-le jos că sunt grele. Așa, numărul 1, numărul 2, numărul 3 și numărul 4. Maria, doamnelor. Negule, ce să ghicim la fetele astea și la băiatul ăsta? Pentru 50 de milioane trebuie să-mi spune, sunt 4, 3. Nu mai pui nimic la aia, 50 3, de milioane. 3, ascultați-mă, 3 mint, unul spune adevărul. Cine? Care din cei patru e adevăratul contorsionist? Contorsionist! Păi stai să întrebăm și noi ceva. Ah. De exemplu, hai cu întrebări. Pe numărul 1, fata mea, tu faci gimnastică? Da. Ce gimnastică Înainte faci? De asta, Maria, hai să-i lăsăm să se prezinte, hai. Că zici bine, că spui bine. Numărul 1, prezintă-te, te rog. Sunt Corina și sunt contorsionist. Doar unul spune adevărul, atenție, unul dintre ei. Numărul 2, prezintă-te. Sunt Florin și sunt contorsionist. 3. Sunt Mare și sunt contorsionistă. 4. Sunt Tatiana și sunt contorsionist. Sunt 4. Doar unul spune adevărul. Am o întrebare, deci pentru 3 numărul de ele sunt mincinoase, 3 da? Sunt minciuni. Minciuni. Am o întrebare pentru numărul 2. Eu și eu. Și știi eu. Cum arăți de la spate? Se stai că e ce crud dacă se văd. Ce se vede? Ce se vede? Un contorsionist. Ah, nu trebuie să zic, nu? Un ce? Ba da, zic care. Ba da, zic. Dar nu se ține așa microfonul, Daniel. Zic, zic, zic care. Zic, mă, Daniel, la care. Zi-mă care. Stai, mă, că e mare crud aici, a leșinat fata. Zi-mă care e, dacă știi tu, zic care. Da, nu, că dar... nu vreau să zic acum. Dar zi înțeles? Acum. Vrei să zic acum, da, cine zi e? Acum. Păi nu trebuie să punem întrebări? Păi nu, spune acum cine e, dacă tu știi din prima. Ce mai întrebări? Zic care e, din cei patru. Acum, zi-mă, Daniela. Zi-mă, dacă știi. Numărul 3, pentru că ține piciorul foarte flexat. Băi, și de ce treu, da? Și de ce crudă spune că e, vă rog. Pentru că ține picioarele dandoasele de la genunchi, are erupții invers. Fetelor, toată tabăra Maria, 3, Lora, Lora, 3, ridicați mâine, 3, 3, 3, sigur. Auzi. Eu vreau să mă abțin și o să spun de ce. Eu vreau să mă abțin și sunt împotriva lor, dar nu spun. Adriana Trandafir e singura. Băi, toate fetele, mergeți pe un alt crudu, da, sigur, 3, da. 3, da. 3, perfect, da. 3. Deci, aș putea să... Moroșene! Uite-l! Am avut concluzia. De data asta nu mai pierd! Nu mai pierd de data asta! Ce nervos e! Fii atent! Data trecută pe mâna cu ei pierdut! Pe mâna voastră! Fetele au zis 3, fetele au zis 3, au mers pe da. Deci, mâna patru. Danielei. Hai să punem 4! 4 spun și eu, dar aș vrea ca, știu eu, numărul 2 să facă un șpagat. Numărul 2! Nu, nu, am eu o probă, lasă, nu șpagat, am eu o probă. Stai așa. Ce rebel, ce rebel! Un test, un test, un test. Hai, un test! Poți să fac pentru numărul 4? Te rog! Hai, dar de ce credeți voi că e 4? Numărul 3 face dans sportiv. Stai, Adrian, imediat aflăm. Unul din ei, unul din ei spune adevărul. Eu pe 4 mă bazez. Stai că face cerebele. Numărul 4, eu zic numărul 4. Cerebele cu testul, dai. Dar la numărul 4 face testul? La 4 face. Nu mai trebuie, vă spun eu că e profesionistă. Marcel, Marcel, nu știi că numărul 4 nu ți-o purta noroc? Fii atent. Am la 4 la școală unde ajungi. Stai că face cerebelul un test acum. Bună. Deci fetele merg pe numărul 3. Nu poate noroc că m-am născut pe altul de ce dreptace sau stângace? Păi poate te minte, mă, cerebele. Ce să facă? Nu, vreau să-i pun ceasul aici. Nu ești nebun, cum să-i pui ceasul? Uite, vreau să-i pun ceasul aici și să stau eu aici să-mi arăte și mie câte ceasul. Stai, mă, îi punem... Ia și ia, prinde ceasul acolo, ia. Perfect, ia uite. Așa. Și ce-ți fac cu ceasul? Ia-l cu sabia. Să-mi deci... arăte și mie aici câte ceasul. Da, hai, mă, tu vrei să ridice piciorul unde? Aici, așa, uite, uite, uite. La voi a fost. Hai, mă, nu-i corect. Trebuia să termine după probă. Așa, ia.
Maria, la voi s-a terminat joaca, okay, ați mers pe mâna lui Rudu. Numărul 3. Trebuia să intre, da. Nu fost basket de ceas. Mulțumim, mulțumim. Deci Cruduță, okay, de umor. Mulțumim. Gata, suficient. Testul lui cerebel. Te iubim. Nu mă dezamăgi. Uite, îți merge trotineta, mă, în calea. Să se bage în valiză. Pe toți patru tu vrei să-i pui? Da, pe toți patru. Nu-i corect, Dane. De ce? Nu-i corect. Pentru că noi nu i-am pus să facă niște, să treacă prin niște probe. Încercați și voi. Păi încercați și voi. Păi pe urmă alegem. Încercați și voi. Noi am ales înainte să facem probe. Noi am ales înainte să facem probe. Asta a fost așa, o convingere. De fapt, stai așa. Noi am ales numărul 4 și am făcut proba asta ca să vă arătăm că ați pierdut oricum. Ok, am mai să facă concreta. Aia nu recunoașteți niciodată. Numărul 3. Propun altceva, Gina. Mara? Te rog din suflet, arată-le cum se face un pod perfect. Dar nu poți să ne arăți tu, mai bine, că ar fi extraordinar. Numărul 3, 3, 3, să vă arate un pod. Dar să ne arate Gina cum se face un pod. Un pod de flori. Uh-huh! Bravo! Opa! Mergeți, rămâneți pe numărul 3. Rămâne pe numărul Cruduța. Rămâneți pe 3, da? Pe ce a zis? Adriana s-a schimbat și stați că și trandafir s-a schimbat. Ești singura care te abții? La început că mă abțin și o să vezi la final de ce. Dar restul fetelor, merg, da, numărul... Nu știu exact, ideea este că una e să fii gimnast, alta e să fii contorsionist, dar eu sper că ea va fi contorsionist. Hai, Mara, ați rămas la 3, mă, fetelor. Maria, 3. Ce treabă? 3, da? 3. Rămâne pe mâna, Daniel. Rămâne fetele la 3. 4. Ce tâne! Noi 4 și vrem și o probă pentru Cruduța să facă și ea un pod, o punte. Peste Prut. Un pod de flori, un pod de... Da, 4, Marcel, Moroșene! 4. Moroșene! Deci mă jur, 4, da? Frate, 4. Domnilor, adevăratul contorsionist după mintea voastră e numărul... 3. Adevăratul contorsionist după mintea bărbaților e numărul 4. Arătați-ne adevărul! Bă, e tare faza lui Cerebel cu ceasul, testul lui tare de tot, bravo! Bărbații spun că adevăratul contorsionist e numărul 4, femeile spun că adevăratul contorsionist e numărul 3! Moroșene! M-a dus o pup! Crudu, hai să ne dai 50 de milioane. Mulțumesc, vă mulțumesc! Cerebel, ești tare, bravo! Ai fost primul indiciu? Din punctul meu de vedere... Stai primul indiciu al lui Cerebel, zil! La contorsionism... Deci, experiența... Stai să auziți explicația lui Cerebel, fiți atenți, zi primul indiciu. Eu m-am uitat prima oară la coloana vertebrală de deasupra fundului. Du-te, la... Pentru că la contorsionism, pe cuvânt, la contorsionism, aici prima oară, aici se formează... Iar numărul... Observi? Uite-te la toți patru! Uite-te la toți patru, uite ce... Băi, ne pricepem și noi. Ea se vede că are experiență, are și forță în brațe, iar coloana vertebrală este cea mai curbată dintre toți patru, dacă te uiți la toți patru. Ia uite, mă. Zic bine ce zic? Băi, ce înseamnă intuiție și... Vezi că zic bine? Mă pricep și eu, mă, că fac și un breakdance, mai știu și eu una alta. 50 de milioane pe 50 de milioane! Pe mintea lui Cerebel! Laura! Ia uite, mă, fii atent! Zi-mă diferență! Băi, Cerebel! Văd! Zi diferență! Vezi tu diferență? Ia zi-mă diferență! E ondulat! Păi, zi-mă diferență! Dar dintre ei patru! Păi nu, mă, dintre ele două! Păi celor ai contorsionistă? Păi da, Laura, asta, păi ce mai ai contorsionistă, păi, Laura? Păi da, iartă-mă! Iartă-mă! Dane! Pe mintea lui Cerebel și pe experiența lui, 50 de milioane au luat bărbații. Mulțumesc mult de tot. Luați-vă valizele, luați-vă cercurile. Mulțumesc, rămâne cu dumneavoastră. Băi, negrule!